când a luat ființă asociația EMA și cu ce se ocupă? Organizația EMA a luat ființă pe data de 27 martie 2008 și a venit ca un răspuns pentru miile de mame de îngeri din România, mame care și-au pierdut copiii înainte, în timpul sau după naștere. Organizația a fost înființată de către Bianca Brad, care și-a pierdut fetița Emma Nicole cu câteva zile înainte să se nască, în anul 2007, pe data de 27 aprilie. Ce activități desfășoară? Organizația EMA desfășoară întâlniri lunare, întâlniri de grup cu mamele de îngeri, în cadrul cărora se oferă consiliere și suport, în cadrul cărora aceste mame își găsesc sprijin, găsesc alinare, găsesc consolare. Ele se întâlnesc cu terapeuți, chiar și comunicarea interactivă le ajută foarte mult. Am deschis și un forum pe care unde ele au prilejul să se întâlnească, să se cunoască mai bine și astfel să fie într-un loc comun în care durerea practic nu mai este înăbușită. Are de acoperire aveți? Avem o arie de acoperire națională, dar trebuie să recunoaștem că încă nu toate persoanele au auzit despre organizația EMA și ne-am bucurat dacă mamele care au trecut prin trauma pierderii unui copil ar veni înspre noi ca să le putem ajuta, să le putem oferi sfaturi, să le putem îndruma ca să poată să-și prelucreze mai ușor durerea. Cum colaborați cu alte ONG-uri sau cu autorizațiile? Foarte bine, avem o colaborare bună cu diverse ONG-uri, cum ar fi Asociația Provita, Casa Hospice, cu multe ONG-uri, cu autoritățile până acum bună. Să vedem de acum încolo, să sperăm că vom avea o mână întinsă dinspre Ministerul Sănătății, dinspre Primăria Capitalei, în legătură cu activitățile pe care vrem să le desfășurăm, pentru că ceea ce ne propunem noi, obiectivele EMA, sunt la scară națională. Trebuie, printre aceste obiective, se numără dotarea maternităților cu aparatură de monitorizare fetală, pentru ca copiii să poată fi aspirați la naștere, să nu mai moară copiii din această cauză. Vrem să lucrăm de fapt acum la un proiect de lege care va presupune recunoașterea identității fătului începând cu a 22-a săptămână de sarcină. Asta însemnând că dacă mămica și-a pierdut copilul în cea de-a 22-a săptămână de sarcină, se poate să și-l ia acasă, să și-l îngroape și să aibă un moment la care să meargă. Lucru care la ora actuală nu se întâmplă în România, pentru că, din păcate, nu toate spitalele îți oferă această posibilitate. Este practic este o lege dată, dar unii o adoptă, alții nu. Este pur și simplu pe placul fiecăruia. Cum poate fiecare, cum vrea fiecare. Deși certificat de naștere este obligatoriu să se elibereze pentru toți copiii, indiferent că s-au născut vii sau morți. Deci copiii trebuie să primească certificat de naștere. Chiar dacă acel copil s-a născut mort, se va pune o liniuță în dreptul prenumelui, dar trebuie să se primească certificat de naștere. Există lege în sensul ăsta. Cum vă finanțați? La ora actuală, ca orice ONG, numai din donații și sponsorizări. Sprijin din afară nu am primit, sprijin de la autorități nu ne așteptăm, pentru că sunt foarte multe organizații și fiecare cu nevoile ei. Și atunci singurul nostru sprijin rămâne 2%, celebrul 2% pe care persoanele fizice sau persoanele juridice îl pot dona din impozitul de profit, din donații și din sponsorizări. Mulțumesc și vă doresc. Mulțumesc și eu.